Bună seara și bine ați venit la Roma, domnule Hurezeanu. Cum vi s-a părut primirea și organizarea evenimentului din această seară care amintește 30 de ani de la evenimentele din 89? Mă așteptam, pentru că Italia a fost țara occidentală, vest-europeană, unde reacțiile la evenimentele din decembrie 1989, începând cu Timișoara și venind cu Bucureștiul, dar în general solidaritatea manifestată și în anii dinainte de 1989 față de ce se întâmpla în România au fost vii, acute, mai mult decât în alte țări occidentale. Italienii au o presă foarte hiperactivă, foarte implicată și țin minte că în emisiunile noastre la Europa Liberă foloseam des în revista presă internaționale articolele, reportajele, interviurile clandestine pe care le făceau reporterii, mari jurnaliști italieni, uneori deghizați în turiști, în săptămânalele lor mari, Panorama, în Corriere de la Sera, în emisiunile de la RAI. De bunoare, cel mai amplu reportaj și primul despre demonstrația de la Brașov din 1987 a fost făcut de un italian care stătea în hotelul Aro și filma cu o cameră, nu existau telefoane atunci, ceea ce se întâmpla în fața Comitetului Județean de Partid, când muncitorii au aruncat portretul lui Ceaușescu și au aruncat pe geam împreună cu portretul bananele și portocalele cu care gragorii locali de partid își pregăteau Crăciunul, nu? Și așa mai departe. Deci am fost atunci într-o relație, să zicem, de parteneriat jurnalistic și civic foarte, foarte puternică cu Italia. Dumneavoastră... Deci ceea ce s-a întâmplat astăzi era de așteptat, pentru mine cel puțin. Și am fost totuși surprins să văd că există acest interes și din partea deputaților, din partea oamenilor politici și din partea jurnaliștilor care au avut de-a face atunci cu Revoluția, erau tineri, mai trecut 30 de ani între timp, și cu tineri studenți de aici, de la Roma. A fost un public, să zic așa, cred, destul de conectat. Dumneavoastră ați plecat din România. Știm că mulți români sunt în Italia, au emigrat și în Germania. Vă amintiți cu ce sentimente ați plecat din România, cum ați lăsat țara? Nu fac parte dintre cei care pleacă acum, în zona libertății. Da. Eu am plecat în 1982, am obținut greu, dar am obținut până la urmă o bursă la Viena, oferită de o fundație germană, pe care am cerut azil politic la München, în Germania, unde am lucrat 13 ani la Europa Liberă. Aveam 26 de ani când am plecat, n-am fost un rezistent, n-am fost un dizident. În acești 13 ani am lucrat, practic în fiecare seară am scris un text de până în 10 minute pe care îl citeam la microfonul postului de radio Europa Liberă, în emisiunea Actualitatea Românească. Am simțit că am obligația, ca alegând să trăiesc în lumea liberă, să folosesc șansa libertății pentru a exprima adevăruri interzise în România. Cât am reușit să o fac, cât nu știu. Deci asta a fost opțiunea mea atunci. Știu că, știți, se pleca greu din România atunci. Sunt sute de oameni care au pierit încercând să traverseze Dunărea. Au ajuns în închisori. Ne-au părăsit sașii, evreii. Cine a putut, cine... Nu. Din păcate, societatea românească a fost secătuită atunci. Ceea ce se întâmplă astăzi cu plecarea românilor, totul altceva, este o poveste a libertății, nu este o poveste a alungării, nu a fugii de dictatură. Este o atracție a libertății și a posibilităților în plus pe care le oferă celelalte țări din Uniunea Europeană. Să fim însă atenți că e una dintre marile pierderi dacă nu știm cum să o recuperăm. Putem să recuperăm aceste pierderi cu tineri care se întorc, cu copii care eventual, chiar dacă se nasc aici, între timp e aproape o generație, în Italia mai ales, unde s-a putut pleca repede după 90. O întreagă generație cu copii născuți aici. Dacă învață limba română, dacă sunt atașați de comunitatea asta, de diaspora, s-a văzut câtă reactivitate și câtă solidaritate are cu problemele țării de origine diaspora în acest an, mai ales. Trăiați atunci, în acea perioadă, în exil, cum spuneați, cu frică.
ați avut, eu știu, temere că pentru viața dumneavoastră sau au încercat dimpotrivă să vă facă să colaborați instituțiile, precum securitatea? Nu se punea problema colaborării, eram dușmani oficiali ireductibili ai regimului, a autorităților. Au fost nenumărate tentative de intimidare, amenințări și am avut și colegi, al căror sfârșit este și astăzi dăvăluit într-o ceață, să zic așa, greu de înlăturat, chiar dacă există suficiente motive să credem că cel puțin câțiva din directorii Europei Libere au pierit răpuși de regim, într-un fel sau altul. Da, a fost o atmosferă de teamă. Rezistență. Nu era inutil să ai alt curaj dincolo de faptul că spui ce crezi că e bine să spui și adevărat la microfon. Dar era și multă încredere că ceea ce facem ajunge la destinație și că, în definitiv, trebuie să o facem până la capăt. Nu aveam de unde să știm. În 1983, 84, 85, până la sfârșit, că se termină la un moment dat. Slavă Domnului, s-a terminat. Apropo de acest sfârșit, când ați simțit că într-adevăr va cădea Ceaușescu? Observam prin forța împrejurărilor ce se întâmplă în lumea comunistă după venirea lui Gorbaciov la putere și în faza de defensivă a comunismului sovietic, care era, să zicem, mentorul întregului pact de la Varșovia. Deci noi depindeam toți, eram țări ocupate practic de Uniunea Sovietică, ideologic, chiar dacă în România nu erau trupe din 1958, ca în alte țări, regimul, ideologia comunistă și chiar post-stalinistă făcea casă bună cu naționalismul comuniștilor români, în așa fel încât situația din România era cea mai critică. Lucrurile încep să se schimbe totuși când rușii sovietici renunță la așa zisa doctrină Brezhnev, adică renunță să mai intervină militar în țările comuniste în derivă, între ghilimele. Și este un semn dat partenerilor din pact că pot să recurgă la schimbări fără riscul unei intervenții militare sovietice. S-au grăbit lucrurile. Asta se întâmplă în etape, în episoade succesive după 1985. Într-un fel în Polonia, altfel în Cehoslovacia, cu totul altfel în Ungaria, deloc în România. România devenea o fortăreață tot mai ermetic, autocentrată, chiar cu manifestări, să zic, ostile față de Moscova, deschise. Și culmea este că regimul Ceaușescu, care la un moment dat, în anii 60 și 70, avea oarecare deschidere spre Occident, își rupe punțile și cu Occidentul, și cu vecinii, și cu Moscova. România era un fel de etuvă, sub presiune. Și din acest motiv, aprehensiunile mele, cel puțin ale colegilor mei, au fost foarte apăsate atunci. În România, schimbarea nu se va face pașnic. Din păcate, am avut dreptate. Legat de clasa politică care a luat locul după decembrie 89, de personaje precum Ion Iliescu, ce părere aveați atunci în redacție? Discutați? Vorbeați? Lucrurile sunt destul de complicate. În presa internațională se făceau speculații, supoziții legate de succesiunea echipelor dogmatice din capitalele comuniste. Așa cum Gorbaciov ia locul geronzilor, să zic, bolnav și muribunzi, Cernenco și Andropov, tot așa, fără să fie, să-i ducă pe catafalc, se schimbă regimurile, cum știți, apar lideri noi și în Ungaria, în 98, dar și în alte părți. Prin revoluții de palat sau prin conciliere, să zicem, prin tratative la masa rotundă, cum e în Polonia. Numele lui Iliescu apare pentru prima oară în presa germană, pentru că Iliescu era un nume cunoscut în ierarhia de partid, pentru că era un nume cunoscut în ierarhia relativ surghiunită de partid, adică cele două, trei personaje care au jucat un rol mare, era oarecum degradat prin ceea ce se spunea că sunt actele lui de critice la adresa lui Ceaușescu.
împotriva revoluției culturale de tip chinezesc și așa mai departe. Cert este că noi nu inventam scenarii de succesiune. S-a vorbit la un moment dat că mi se mai spunea câteodată și mi se mai spune și astăzi. Păi, dar de Ion Iliescu am auzit prima oară la Europa Liberă. Da, pentru că Europa Liberă avea toate cărțile posibile deschise pe masă și acolo era presa occidentală care nu avea în vedere încă prăbușirea comunismului. Nu se știa că reformat comunismul o să și dispară. Se putea bănui, se putea spera. Ideea era să vină un comunism, cum se spunea, cu o față din ce în ce mai umană. Ori în contextul dat, Iliescu apărea ca o față mai umană posibilă a comunismului românesc decât Ceaușescu. Asta a fost. După aceea lucrurile s-au schimbat. Știți că există o teorie care se numește teoria condiționării de cale, de propria ta cale ești legat, propriul tău model. N-am avut comunismul polonezilor, n-am avut nici postcomunismul lor. Fiecare și-a dus crucea, ca să zic așa. O ultimă întrebare. Care au fost momente, dacă au fost vreun moment ratat de România post-89? De politică internațională? Obiectivele cele mai importante, intrarea în Uniunea Europeană și NATO, au fost atinse. Ritmul de transformări, de la infrastructură, la, ce să spun, la o dezvoltare care la gradul foarte ridicat de satisfacție socială, pe care l-au alte țări, care au trecut prin aceeași situație ca noi, în aceeași tranziție, a fost căzut. Și am pierdut, cred, prea mult timp cu războaie interne în cea mai lungă și mai prosperă perioadă de pace din Europa. Să sperăm că vom avea parte în continuare de ea și că ne adaptăm, ne schimbăm și va fi mai bine.